Leii lui Nuțu Cămătaru au un nou adăpost, unul unde le va fi cald și bine. Astăzi, doi dintre cei patru lei ai interlopului au fost mutați din grădina zoologică din Bucov, unde erau încă din februarie, într-un adăpost din Galați. Iar mâine, grupul felinelor se va reîntregi și ceilalți doi pui vor fi tranquilizați și transportați în adăpostul special conceput pentru condiții de iarnă. Leii ăștia sunt crescuți de el în pat, în pat sunt crescuți. De pușcărie nu moare, dar de animalele lui, băiatul meu moare. Momentan n-a murit nimeni, dar leii lui Nuțu Cămătaru ar fi putut să moară din cauza temperaturilor scăzute dacă nu ar fi fost transferați la adăpostul din Galați. Adăpost care este dotat cu încălzire centrală și care asigură condițiile necesare pentru ca felinele să reziste pe timp de iarnă. Acolo vor găsi mâncare, vor găsi adăpost, vor găsi o centrală termică pentru la iarnă, că altfel nu se poate. Și un spațiu destul de generos, aproximativ 6.000 de metri pătrați numai de teren și 600 de metri pătrați în interiorul adăpostului. Astăzi, cei doi lei adulți au fost tranquilizați și duși la grădina zoologică din Galați, iar mâine vor ajunge acolo și cei doi pui și nu vor fi singuri. Mai avem și leii noștri care sunt separați automat, ei nu se pot amesteca pentru că sunt masculi care nu se suportă. Sigur au fost agitați fiindcă ei au mai fost transportați, relocați odată în primăvară de la Nuțu Cămătaru aici și presimțeau ceea ce li se va întâmpla. În luna februarie, când a fost încarcerat interlopul, felinele deținute ilegal de Nuțu Cămătaru au fost confiscate și duse la grădina zoologică din Bucov, de lângă Ploiești. Momentan, leii sunt în custodia Ministerului Mediului. Iată ce mai...